Sfântul Ardealului a oferit lumii numeroase învățături pe care orice credincios ar trebui să le respecte dacă vrea să aibă parte de bine. Părintele Arsenie Boca este considerat cel mai mare duhovnic roman al secolului 20. Acesta a lăsat o mulțime de învățături care au fost publicate în diverse cărți destinate creștinilor. Din ce cauze se îmbolnăvește trupul? De otrăvuri din lipsa postului. Carnea este o travă și se mistuie tot cu ajutorul unei otrăv care este fierea. Din naștere, pentru că fie mama sau tata nu a fost treaz când s-a zămislit copilul. Femeilor fugiți de bărbați ca de foc când sunt amețiți de băutură. Din desfrânare, pentru că trec măsura cuvenită și încep să-i doară spatele, spinarea, șalele, slăbesc nervii, devin iuți și nerăbdători. Toate acestea pentru că nu și-au înfrânat poftele. Este tocmai ca bogatul care să așa și trupul care și-a mâncat toată vlaga. Vrajba în casă vine din păcate, toate își au izvorul din păcate, spunea părintele Arsenie. Neapărat vine vrajba în casă dacă căsătoria s-a început cu stângul, adică cu desfrânarea. Mai vine apoi dacă soții trăiesc în căsătorie nelegitimă sau fără cununie bisericească. Este un prim păcat pe care toți îl plătesc cu vrajba. De aceea, toți trebuie să intre la cumințenie și să se elegiuiască dacă sunt așa. Din vine mărturisite, făcute înainte sau după căsătorie. Căsătorie. Astfel au intrat într-o casă nouă cu o pecete drăcească pe trupul și pe sufletul lor. Și pentru că nu s-au mărturisit, acel păcat are să le spargă casa, tocmai pentru că n-au omorât pe diavolul care este cel care făcea acest lucru. Lăcomia de averea unui părinte când și-a măritat fata sau și-a căsătorit feciorul. O asemenea căsătorie nu ține, pentru că s-a făcut cu o lucrare a diavolului. De vei mărita fata ta numai pentru avere, căsătoria lor va sfârși cu vrajbă sau cu spargerea casei aceleia. Prin urmare, cu vă părinților, cu sfaturile când vă măritați fetele sau vă însurați feciorii. Iar la 18-19 ani, fata lor este văduvă sau divorțată și încă cu un copil. Aceasta din cauza nepotrivirii de vârstă. Căci ce poate face o fată așa tânără în fața unui vlejgan, om în toată firea? Această diferență mare de vârstă este un păcat înaintea lui Dumnezeu. Și din cauza aceasta, casa aceea nu ține, ci se sparge și din aceste cazuri, părinții trebuie să recunoască că au dat un sfat prost. Din negrija de suflet a celor din casă, din negrija de spovedanie de Sfânta Împărtășanie și de rânduielile bisericii, care sunt poruncile lui Dumnezeu, fiindcă dacă nu le păzesc pe acestea, le păzesc pe ale diavolului și astfel nu pot să aibă liniște. Din petrecere fără post, cei ce se umplu de mânie sunt cei plini de fiere, care se înmulțește în corpul omului atunci când mănâncă multă carne și nu postește. Plini de fiere fiind, se umplu de mânie și astfel îi sar în cap unii la alții. Așa, pentru o vorbă cât de neînsemnată, pentru o bucată de lemn ce nu e la locul ei, sare în cap celui. Și o ultimă pricină este desfrânarea soților, dar soții cum desfrânează când sunt legiuiti? Așa bine că își nu mai țin seama de miercuri, de vineri, de zilele postului și de sărbători. Nu mai țin nicio rânduială și bate Dumnezeu în rânduiala ca să facă rânduială. Nu uita că cel mai potrivit ar fi să discuți și cu duhovnicul tău și să-i ceri sfatul ca să-ți călăuzească pașii în depășirea acestor momente grele.